Am onoarea să vă salut, dragi prieteni, sunt Cristian Român și vă invit la penultima ediție a emisiunii Cronica Șepticului din acest an. Nici astăzi să știți că nu mi-am propus să analizez vreun caz de credulitate, vreun caz de pseudoștiință din scumpa noastră țărișoară sau de aiurea, pentru că, nu știu, simt nevoia să stau de vorbă cu dumneavoastră. Simt nevoia să vorbesc cu dumneavoastră, cei care considerați scepticismul ca un mod normal de a gândi. Săptămâna trecută v-am prezentat, vi l-am prezentat pe Randy, am vorbit de copilul Emily Rosa, care la rândul lor au dat dovadă de scepticism și chiar au încercat să testeze, să găsească dovezi în favoarea sau în defavoarea diferitelor întâmplări din lumea pseudoștiinței. Țineți minte, Emily Rosa a testat bioenergoterapeuți și printr-o testare științific riguroasă a demonstrat că aceștia de fapt nu au nicio putere. James Randi, la rândul său, care este, unul dintre persoanele importante din rândul mișcării sceptice, la rândul său a demonstrat în repetate rânduri că așa zisele puteri paranormale de fapt nu există. Este doar un, ele reprezintă doar un apel la credulitate, un apel la naivitatea omului obișnuit. E adevărat, cu toți avem nevoie de mister. Nu e așa, încă din frageda noastră tinerețe, încântați fiind de poveștile cu zâne, cu fețe frumoși, tot căutăm acea perioadă și tot încercăm să găsim mistere acolo unde nu este nici urmă de mister, acolo unde explicația rațională poate funcționa cu mare ușurință. Dar mulți dintre concetățenii noștri refuză să gândească rațional. Mulți dintre cetățenii noștri au nevoie de povești. Nu știu dacă este de criticat sau nu, m-am ferit să folosesc cuvântul condamnat. Nu știu dacă este de criticat sau nu această credulitate a semnilor noștri, dar cu siguranță noi toți, cei care știm să gândim rațional, trebuie să facem mai mult decât facem în mod obișnuit. Bănesc că oricare dintre dumneavoastră are prieteni, rude, care vin cu tot felul de teorii abracadabrante. Eu încă mai trebuie să răspund unor prieteni, unor cunoștințe legat de misiunile Apollo. Cu misiunile Apollo chiar e o chestie extrem de stranie. Cunosc un personaj mai mult din vedere, dar am vorbit mai mult cu el. Omul e de o credulitate ieșită din comun. În același timp zice că americanii n-au ajuns pe lună. I-am explicat. Stimate domn, dar uitați-vă. Dovada. Asta. Spune și mie, dumneata, ce critici ai de adus? Păi asta și fiecare o demonta. Bun, nu l-am convins. Credulitatea are un anume caracter. E încăpățânată. E, perseverent. Oamenii sunt perseverenți în credulitate. E firesc să fie așa. Și eu cred adesea lucruri imposibile. Și nu reușesc să scap de recredința respectivă. Dar de fapt nici nu-mi doresc. Pentru că, în general, cred lucruri frumoase. De pildă, ca să zic așa, uite, pot să cred, nu că ar fi ăsta exemplu, dar pot să cred că sunt un geniu. N-aș vrea să demontez eu însumi, dacă convingerea mea asta este, n-aș vrea eu însumi să-mi demontez această iluzie. Dar haideți să merg mai departe cu domnul despre care vă povesteam. Ei, zilele trecute a venit și a început să mă descoasă și să mă întrebe în legătură cu Apollo 18.
N-am prezentat Apollo 18 în această emisiune, îmi fac mea culpa. Nu. N-am prezentat-o pentru că mi se pare de-a dreptul ieșit din comun, cum să zic eu. Nici n-ai ce să mai demontez. Nu un filmuleț care circulă pe internet, cum că americanii au mai avut o misiune ultra-secretă, misiunea Apollo 18, care a găsit pe lună, dacă nu mă înșel, urmele unei civilizații și sunt filmulețe YouTube și așa mai departe. Ce să-i mai spui unei asemenea? Nu, aici, imaginea asta o să o comentez eu mai încolo. Pot să revin eu un cadru. Asta este un fel de avantpremieră. Unii dintre prietenii noștri vor ști despre ce e vorba. Nu știu ce... Cum să zic? Ce să-i mai răspunzi unui om? Că omul a văzut film. N-am putut să mergem repede la un calculator să vedem un film și așa mai departe. În schimb, l-am întrebat dacă a văzut filmul cu delfinii de pe Dâmbovița. Știți că în urmă cu câteva săptămâni a fost un film extraordinar, senzațional, cu delfinii care au fugit, eu știu, din Marea Neagră sau, eu știu, din Oceanul Planetar și și-au găsit loc aici, pe Dâmbovița noastră și era delfinul cu pricina, delfinii, care erau doi, hrăniți cu covrigi de către niște tineri care se aflau pe unul din podurile care traversează Dâmbovița. Filmarea era făcută cu un telefon mobil, chiar o mișcare, imaginea era puternic mișcată. Bine, acolo știm precis că era un trucaj, adică s-a comentat mult acel filmuleț și s-a explicat că era un trucaj. Cum de fapt a fost și în cazul filmulețelor legate de misiunea aceasta, Apollo 18. Ce mai poți comenta când omul în același timp nu crede că oamenii au ajuns pe lună, dar în același timp crede că americanii au avut o misiune din aceasta care au ținut-o ei ultra secret, în care, vezi, Doamne, noi suntem noi oamenii am făcut o descoperire extraordinară și nu așa, conspirația ocultă mondială vine să ne-o ascundă, vine să ne-o țină secret. Mă rog, nu știu ce să mai zic. Revenind la ce spuneam mai devreme, cu toții trebuie să facem ceva. Pentru că rațiunea, vedeți dumneavoastră, nu se impune. Rațiunea se educă. Am mai spus în cadrul acestei emisiuni, noi avem o problemă încă de pe băncile școlii. Funcționează foarte tare principiul magister dixit. A zis domn profesor, așa e. Scrie în carte, așa e. Scrie în manual, adică așa e. Nu suntem învățați să gândim critic. Nu suntem învățați să gândim rațional, de fapt. Suntem învățați să stocăm informații. Cât mai multe informații. Și cu cât ai o memorie mai bună, cu atât rezultatele tale la școală vor fi mai bune. Școala ar trebui să ajute încă chiar din primele clase, încă din primii ani de școală, în formarea unei gândiri raționale, în formarea unei gândiri critice. Să te ajute să poți interpreta tu însuți diferitele fapte, diferitele fenomene, pentru a ajunge la propriile concluzii. Bănuiesc că mulți dintre dumneavoastră ați terminat deja școala, ați trecut dincolo de liceu. Câte experiențe de fizică ați făcut dumneavoastră? Câte experiențe simple de fizică ați făcut, dar nu după ce ați învățat eu știu ce teorie, ci experiențe care să vă conducă către teorie. Nu se face așa ceva. Nu se încearcă decât sunt anumite, cum să spun eu, așa numitele debate-uri în care oamenii schimbă argumente unii altora, dar sunt chestii avocățești. Nu se încearcă o argumentare din aceasta riguroasă de tip științific. Este adevărat, matematica, geometria te ajută să-ți formezi o rigoare în gândire. Dar noi trăim într-o lume reală, trăim într-o lume fizică. Pentru această lume fizică nu suntem învățați să analizăm informațiile, nu suntem învățați să ne punem întrebări, nu suntem învățați să ne explicăm misterele. Cunosc destul de mulți oameni, care
nefiind la o vârstă fragedă, consideră că multe dintre trucurile pe care le fac iluzioniștii, magicienii, chiar în cadrul spectacolelor, apelează chiar la forțe oculte, la forțe misterioase. Este incredibil, dar cunosc destul de mulți oameni care în gândirea lor sunt atât de atașați de mister, de ciudat, încât cred că, dacă eu știu, magician face o persoană să se ridice în aer, persoana aia chiar se ridică în aer datorită forței, eu știu, paranormale a magicianului. Nu datorită diferitelor trucuri, diferitelor șmecherii. Da, cum spuneam mai devreme, suntem cu toți atașați de mister. Dar rațiunea, cum vă spuneam mai devreme, se educă. Ea nu se poate impune. Se educă încet, încet. Și aici vreau să ajung eu. Cu toții putem face asta. Cu toții putem ajuta în educarea semnilor noștri în a gândi rațional. V-am mai spus și în alte emisiuni. Este neapărat nevoie ca afirmațiile năstrușnice care se fac în mass media să fie comentate și argumentate comentariile de către dumneavoastră. N-ar vrea să enunț eu acum situații, dar știu cu precizie că cel puțin în două cazuri comentariile dumneavoastră au avut efect. Au influențat politica editorială a publicației, a postului de televiziune respectiv. E o bătălie grea care trebuie purtată. Chiar dacă nu veți influența politici editoriale, măcar cei care vor veni după dumneavoastră și vor citi comentariile, vor avea o altă opinie. Din acest motiv, opinia trebuie însoțită de argumente pertinente, trebuie însoțită de dovezi, de trimiteri către surse de informare serioase. Sunteți mulți și dumneavoastră puteți face asta. Am spus pe Facebook că există două grupuri care au același obiectiv. Este vorba de pseudoștiința în România, la care vă invit să vă alăturați, și Rational Squad. Vă invit să vă alăturați și acestui grup de pe Facebook. Pentru că poate că încetul cu încetul se va crea o comunitate mai mare a celor care folosesc rațiunea atunci când se pun pe gândit. Vreau în această emisiune chiar să vă dau un exemplu care pe mine m-a bucurat din foarte multe motive, extrem de mult. V-am mai povestit într-una din emisiunile trecute din vară și am avut și doi reprezentanți ai acestui grup. Este vorba despre Sceptici în România. Poza pe care ați văzut-o mai devreme, pe ei reprezenta, iată aici în imagine, când realizează un podcast. Ei, săptămânal, dacă nu mă înșel, realizează un podcast de scepticism. Au și un site pe care vă invit să îl accesați. Haideți să intrăm și pe site. Acesta este site-ul Sceptici în România. Vedeți, au ajuns și la episodul 30. E o muncă frumoasă, dar să nu credeți că este o muncă ușoară. Ei încearcă. E mai bine formulat, mai bine să formulez altfel. Încearcă și chiar reușesc să facă o treabă profesională. Adică ei și-au cumpărat echipament perfecționat, profesional, îndrăznesc să zic, pentru a înregistra aceste emisiuni și își stabilesc un întreg scenariu. Eu am fost la ei într-o emisiune și vă rog să mă credeți că rare ori am avut onoare mai mare decât aceasta de a fi invitat de către ei. E greu, fiecare are loc de muncă, fiecare trebuie să își rupă din timpul liber pentru a face aceste podcasturi care
se bucură de un oarecare succes în comunitatea noastră a scepticilor. Sper să crească numărul celor care urmăresc aceste podcasturi. Ei au și surse de informare, pentru că, iarăși, un lucru important, atunci când urmăriți un podcast, sub link-ul respectiv, există o listă întreagă de informații fiabile legate de subiectul respectiv, informații din surse serioase legate de subiectul respectiv. Nu lasă să fie numai așa o discuție între ei, ci vin și cu dovezile. Aceste partea cea mai importantă. Nu este suficient să te amuzi când cineva, eu știu, nu știe ceva sau crede, eu știu, vreo năzbâtie. Important este să poți să argumentezi. Important este să îi poți dovedi punctele în care se înșală. E o chestie foarte grea. Cum spuneam mai devreme, mai toți avem această problemă. Ajungem să credem în niște lucruri și nu ne le mai poate scoate nimeni din cap. Dar cred că încetul cu încetul, măcar în zona mass media, am putea reuși împreună să facem, nu curățenie, Doamne ferește, urăsc acest termen, să facem ca cei care realizează emisiuni sau cei care scriu articole să își pună și alte întrebări decât cea pe care și-o pun în deopște. Câte ori să mă citească? Câte ori să se uite la emisiunea mea? Câte clicuri se vor da pe textul meu? Aceasta este întrebarea fundamentală a jurnalistului din România. Trebuie ajutați jurnaliștii, și asta în primul rând, pentru că ei creează opinii, trebuie ajutați și jurnaliștii să-și pună și o altă întrebare. Dom'le, dar oare e adevărat ce urmează eu a scrie? Cum pot să aflu dacă, eu știu, cu tare chestie e, neacademic vorbind, pe bune sau nu este pe bune? E ușor să crezi că, eu știu ce tratament minune, că eu știu ce bioenergoterapeut vindecă. E ușor să crezi că medicamentele sunt toxice, mai ales atunci când ești adeptul unor teorii ale conspirației. Este ușor să crezi chestia de asta și te-a pus să scrii. Mai greu este să îți pui întrebări. Ori comentariile dumneavoastră tocmai în zona asta pot ajuta. În a obliga jurnalistul să-și pună întrebări. De ce mă fixez eu asupra presei, fie ea scrise, fie ea audio-vizuale? Motivul este simplu și evident. Au o foarte mare putere de convingere. Și aceea, ne întoarcem la ce spuneam eu mai devreme. Noi am fost învățați la școală că ce scrie manual este adevărat. Cumva asta s-a întipărit în mințile noastre. Și acum considerăm că ce este scris într-un ziar, mai ales în zonele acestea care nu țin de politică. La politică mai avem noi oarecare dubii, mai omul obișnuit, zic. Dar atunci când într-un ziar quality apare un articol în care, eu știu, cineva spune că vindecă de la milioane de kilometri distanță, că ar putea să vindece oamenii și de pe Marte, ei, atunci, condiționat fiind din școală, dai trezare. A apărut la televizor, wow! E adevărat. Energo-bio ăștia, terapeuții ăștia, fac, cum să vă zic, presiuni mari ca să apară cât mai des pe la televizor. Pentru că ei știu, fiecare apariție la televizor înseamnă fraieri noi. Înseamnă clienți noi pentru cabinetele lor. Vă povesteam că am avut și eu o experiență cu un bioenergoterapeut. Cu ani în urmă, când tatăl meu v-a mai povestit, foarte grav bolnav, a găsit într-unul din ziarele astea de calitate de pe la noi un articol care îl lăuda pe
acel bioenergoterapeut. Întâmplător avea cabinetul relativ aproape de locul în care stau și am făcut un șir întreg de bioenergoterapie din acestea. Omul foarte expeditiv, îți făcea o ședință de energoterapie din asta în 3 minute și bine te făcea. Mă rog, am mai povestit despre asta, nu vreau să insist. Dar ceva trebuie să repet. Cabinetul său era preservat de monitoare video. Trebuie să fac o socoteală. Una, două, trei, cel puțin 4 monitoare video. Cel puțin 4 ecrane erau acolo. Și ce să vezi, domnule, pe ecranele respective? Erau emisiunile la care personajul respectiv fusese invitat. Pe antene, pe, nu știu dacă la pro, mă rog, în mai multe locuri fusese invitat. Erau, nu știu, 5, 6, 10 emisiuni acolo. E mijloc de reclamă faptul că ei apar acolo la, pe micul ecran. Și omul, mă refer omul obișnuit, nu trebuie să avem pretenții ca, eu știu, toată lumea să fie hipersavant. Omul obișnuit n-are cum să nu fie influențat. N-are cum să nu ajungă să creadă în asemenea năzbetii. Și atunci când se întâmplă că te afli în fața unei boli grave, respectiv un energoterapeut, să știți că vindeca până și cancerul. Era chiar unul dintre personaje, era o fetiță care chelise și el prin bio-lasa îi făcea să-i crească părul. O spunea în emisiune și o repeta la nesfârșit. Vă dați seama, când te afli într-o situație disperată, când vezi că medicina sau crezi că medicina nu te mai poate ajuta, ajungi să apelezi și la escroși din ăștia. Pentru că deja ești condiționat cumva, deja ești prelucrat. De acest motiv trebuie să, împreună, nu e bătălie, nu e luptă, e chiar distracție, trebuie să ne amuzăm. Trebuie să încercăm să îi neutralizăm, asta cred că e cuvântul. Trebuie cumva să aducem, atunci când reușim să identificăm pe internet, pentru că în asemenea situații lucrurile sunt mai ușoare, trebuie să îi combatem. Nu veți putea niciodată pe site-urile lor. Eu am încercat. Normal. Normal. Ei moderează orice comentariu. Dar pe site-urile televiziunilor, pe site-urile ziarelor, o puteți face. Dacă limbajul dumneavoastră, mulți dintre dumneavoastră l-aveți, unul civilizat. Deci dacă limbajul dumneavoastră este unul civilizat și argumentat, mai greu. Mai greu să fie cenzurat. Oricum, aveți la dispoziție propriile bloguri. Na, da, trebuia să fac acum o listă cu bloguri ale șepticilor. Sunt bloguri extraordinare. Știți care este problema? Sunt atât de multe frumoase și bine întocmite, încât mi-e teamă cumva să nu sar vreunul din el, să se simtă cineva nedreptățit. Nu! Câteva vi le-am prezentat de-a lungul timpului. Bloguri care mi-au oferit mie informații suplimentare. Foarte, foarte frumos. Și trebuie, iarăși revin, m-a căpătat idee fixă în această emisiune. Trebuie să facem împreună. Dacă nu o facem împreună, să știți că nu o va face nimeni în locul nostru. Chiar mă gândesc la o, am așa o imagine apocaliptică, că tot se apropie anul 2012, o planetă în care să fie transformată într-o lume de naivi, într-o lume de creduli. Naivii și credulii sunt foarte ușor de condus, sunt foarte ușor de dirijat. Trebuie doar să le hrănești credulitatea și naivitatea și te vor urma la nesfârșit, vor crede orice. Și în cazul personajelor despre care vorbesc adesea, asta chiar aduce bani, aduce venituri substanțiale. Și nu-i așa? E foarte bine să nu ai grijă zilei de mâine din punct de vedere financiar. Eu trebuie acum să închei emisiunea noastră. Da, ne apropiem de sfârșit de an. Mai avem săptămâna viitoare o emisiune. Nici atunci nu o să încerc să abordez
chiar subiecte concrete legate de pseudoștiință. Am chiar de gând să închei emisiunile din acest an cu una dedicată științei. Deci eu vă invit săptămâna viitoare în același loc și la aceeași oră pentru a discuta despre știință la Cronica Scepticului. Al dumneavoastră, Cristian Roman.